Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul senator Adrian Țuțuianu. Bine ați venit alături de noi, domnule senator, și președinte al Comisiei Parlamentare de Control al Serviciului Român de Informații. Domnule președinte, am să încep cu o curiozitate personală. Sunteți parlamentar de Dâmbovița. În istoria acestei comisii, nu sunteți singur parlamentar din zona aceasta ca președinte. Are PSD-ul o apetență spre numirii din zona respectivă la președinția comisiei? Și aici, să se înțeleagă, mă refer că a mai existat un președinte la Comisia SRI, Ion Stan, tot parlamentar de Dâmbovița. Este pur și simplu o Coincidență. coincidență, deși de multe ori nu prea mai credem în coincidențe. Eu n-am avut niciodată preocupări pe sectorul acesta de securitate națională. La momentul când s-au constituit comisiile parlamentare, în prima etapă am fost membru al Comisiei Juridice, așa cum am fost și în perioada 2008-2012 în Senatul României. Ulterior, președintele partidului a considerat că sunt potrivit pentru o nominalizare la Comisia de Control Parlamentar a Activității Serviciului Român de Informații. I-am spus că nu am expertiză. Mi-a spus că pregătirea mea juridică, pregătirea de avocat este utilă din perspectiva la ce are de făcut această comisie și că dacă sunt un membru al echipei, trebuie să-mi asum o asemenea sarcină. Și mi-am asumat-o cu intenția de a face două lucruri. Pe de o parte, a asigura, îndeplinindu-ne atribuțiile, opinia publică că Serviciul Român de Informații este controlat de societatea civilă și că ne sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale. Pe de altă parte, de a asigura un cadru normal desfășurării activității Serviciului Român de Informații, pentru că amenințările la adresa siguranței naționale sunt permanente și într-o perioadă care e volatilă din perspectiva securității naționale. Înainte de a ne muta în zona cotidianului a evenimentelor care se întâmplă în prezent, aș mai avea o curiozitate. Ce s-a întâmplat totuși pe mandatul trecut cu această comisie care, odată cu venirea dumneavoastră, pare că și-a descoperit cumva fișa postului, cel puțin la nivel vizual pentru noi profani din exterior. Pe mandatul fostului președinte, culmea tot coleg cu dumneavoastră la PSD, domnul Georgian Pop, deputat, comisia părea așa ca un ficus într-un birou. Nu avea conferințe de presă, nu făcea audieri sau cel puțin noi nu știam de ele. Acum, brusc, a redevenit o comisie vizuală, ca să spunem așa, și vizibilă. Nu mi-am propus să fac eu analiza la ce s-a întâmplat în mandatele anterioare. Este foarte greu de comunicat la această comisie pentru Da, că lucruri delicate. știți foarte bine, audierile sunt făcute în ședințe care sunt secrete, sunt date de interes pentru securitatea națională care nu pot fi făcute publice și cred că a fost poate o anumită inabilitate în a manifesta un anume grad de transparență, atât cât poți, dată fiind situația. Noi am intrat în mandatul acesta pe un fond cu totul diferit. Am avut situația generată de declarațiile fostului deputat Ghiță, membru al Comisiei de Control Parlamentar în mandatul trecut. A fost nevoie să intrăm din prima zi, să spun așa, în pâine. Am făcut audieri care au fost importante și așteptate de opinia publică, iar eu mi-am propus ca să comunic permanent cu presa, cu societatea în general, pe temele care sunt, sigur, accesibile publicului larg. Și voi continua în această direcție, pentru că, repet, trebuie să asigurăm societatea civilă, să asigurăm societatea românească că drepturile și libertățile fundamentale sunt respectate de către serviciile de informații.
Domnule senator, ce se întâmplă totuși cu reticența aceasta parlamentară față de modificarea legislativă sau modificările legislative în domeniul siguranței naționale? SRI-ul are o lege 15 din 91-92. Legea siguranței naționale cu mici schimbări pe parcursul ultimilor ani, tot așa, e specific anilor 90. La nivel global se întâmplă lucruri care ar trebui armonizate cu legislația noastră. De câte ori s-a pus problema modificării legislației în acest domeniu, în Parlament pare că s-a creat așa o emoție, o pasiune, proiectul, viziunea stângii, viziunea dreptei. Nu cred că ar trebui să vorbim de o chestiune politică pe un pachet legislativ atât de tehnic și atât de necesar, nu? Da, nu știu foarte exact ce s-a întâmplat Anii trecuți. atâția ani de zile. E adevărat că avem un cadru legislativ extrem Bănuiesc că vă amintiți de toate cele învechit. scandaluri pe proiectele de Sigur, legi. vă dau un exemplu. Hotărârea Parlamentului care reglementează activitatea Comisiei este din 1993, hotărârea Deci, 30 pe din acolo. 93. Am satisfacția că am reușit în aceste 2 luni de zile să aducem la zi hotărârea Parlamentului, după ce am făcut și un studiu de drept comparat în state membre ale Uniunii Europene, Statele Unite. Am luat puțin în studiu să vedem cum fac alții controlul parlamentar. O să avem un cadru normativ mai complet, mai bun pentru Comisia de Control și o să afirm și astăzi, în cadrul ședinței de bilanț, nevoia de modificarea legislației și aducere la zi. A existat o comisie comună, o comisie specială pentru legile siguranței naționale. Am înțeles că n-a existat un consens între toți actorii implicați, pentru că nu doar Parlamentul are ceva de spus aici, are ceva de spus și CSAT-ul, președintele României. Eu sper ca să găsim calea de colaborare între toți actorii implicați și să avem anul acesta cel puțin două, trei dintre reglementări aduse la zi. Pentru că nu mai putem funcționa nici cu Legea Securității Naționale din anii 90, nici cu Legea de Organizare a SRI din 91. Avem nevoie de reglementări, de exemplu, pe cyber defense. Da. Și pe amenințările asimetrice în general, care au Sigur, apărut după pe 11 septembrie. terorism, contraterorism, deci Da. avem nevoie de reglementări aduse la zi. Am stabilit în cadrul comisiei care ar fi principalele acte normative care necesită modificări, care sunt principiile de la care Da. pornim. Există în arhiva comisiei mai multe propuneri de modificare a legislației și am înțeles că la președinție există un grup de lucru format în cadrul CSAT-ului care a elaborat anumite propuneri de modificare a legislației. Vom discuta, vom strânge toate aceste lucruri și eu cred că aici nu se poate vorbi prea mult de stânga sau de dreapta, pentru că chestiunile de siguranță, de Dar securitate națională, aș mai sunt insista mai un pic pe puțin subiect dintr-un politice. singur motiv. Ați spus că la nivelul președinției este un grup de lucru. Când au fost înmormântate prima dată proiectele de legi, au fost înmormântate tocmai din cauza acestei viziuni diferite. Viziunea președintelui, drept era alt președinte la vremea respectivă, versus viziunea Parlamentului. Parlamentul venise cu un proiect de lege, președintele cu un alt proiect de lege și până la urmă a ieșit Da. atât de Eu bine sper că totul. vom găsi. Simțiți că de data asta se poate ajunge la un consens între Eu cred că cele e două tabere? obligatoriu să ajungem la un consens în condițiile în care amenințările la adresa securității naționale sunt cu totul diferite decât în anii 90 și cadrul legislativ trebuie adus la zi, în așa fel încât Serviciul Român de Informații sau Serviciul de Informații Externe, alte componente ale sistemului de securitate națională să-și poată îndeplini atribuțiile în condițiile cele mai bune. Pentru că tot suntem în zona legislației și avem un subiect care a încins oarecum spiritele, m-aș referi un pic și la celebrele deja protocoale între Serviciul Român de Informații și diferite instituții, neapărat SRI DNA.
legislația asta, chiar dacă e caducă în domeniu, oarecum depășită, precizează foarte clar care sunt beneficiarii informațiilor venite de la structuri de tipul SRI. Nu doar SRI-ul livrează informații, dar rămân în zona asta a SRI-ului. La ce a mai fost, la ce credeți că au mai simțit nevoia serviciu sau ceilalți beneficiari să facă un plus de completare la lege, atâta vreme cât în lege se spune clar, nivelul respectiv ierarhic primește informații de tipul acesta până la celălalt la fel, până la. De ce era nevoie de o completare care, iată, a născut până la urmă tot felul de discuții în contradictoriu, controverse și cât de normale au fost aceste protocoale care practic completau, să spunem așa, sau cel puțin așa ni s-a părut nouă, legislația în vigoare. Vreau să vă spun că din 1992 până astăzi s-au încheiat diverse protocoale între Da. instituții ale statului și din sistemul de securitate națională, dar și alte instituții care nu sunt neapărat parte a acestui sistem. Este un mod în care a funcționat administrația publică din România și, ca principiu, protocoalele nu trebuie să le vedem ca având, știu eu, prevederi care să încalce legea, ci mai degrabă ele ar trebui să fie instrumente prin intermediul căruia detaliezi modul cum pui în aplicare o anumită Adică un fel de dispoziție norme legală. metodologice care dublează o lege. Nu dublează o Sau, mă lege, rog, care o completează. Da. detaliază modul în Da. care se lucrează între anumite instituții. În al doilea rând, CSAT-ul a venit și a dat, de exemplu, Serviciului Român de Informații niște atribuții, spre exemplu, pe zona de combatere a corupției. Și în baza acelor hotărâri ale CSAT-ului, s-a venit și s-au încheiat anumite protocoale. Acum, sigur că hotărârile CSAT-ului știți bine că au un caracter secret, ele nu sunt publice și există o temere în opinia publică, potrivit căreia, prin hotărârea ale CSAT-ului, s-ar fi adăugat la lege, vedeți susținerile făcute de Uniunea Națională a Judecătorilor, și că aceste protocoale, încheiate în special între parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, ar putea să conțină norme, reguli care încalcă drepturi și libertăți fundamentale. S-a invocat și altceva, ceea ce e corect pe fond, că cetățeanul ar trebui să cunoască norma juridică, Asta norma vrem și să aducem și asta în legală, ca discuție. să se De ce a poată, fost nevoie de secretizarea unor pe de o parte, pentru a protocoale se de genul putea ăsta? conforma, pe de altă parte, pentru a se Corect. putea apăra. Noi ne-am exprimat în comisie foarte clar, în urmă cu 3 săptămâni, și am spus că din perspectiva societății civile, apreciem că ar fi utilă desecretizarea acestor protocoale, pentru că dacă ele conțin lucruri care nu afectează drepturi, libertăți fundamentale, opinia publică Are se dreptul să liniștește, nu? recunosc. Pe de altă parte, dacă sunt lucruri în neregulă în aceste protocoale, ele trebuiesc corectate în așa fel încât să nu avem niciun fel de derapaj democratic. Procedura de desecretizare însă este destul de complicată. Implică pe cei care au semnat aceste protocoale, uneori sunt doi, alteori sunt mai multe instituții, implică o decizie luată la nivel guvernamental. Iar anumite lucruri țin de CSAT. Comisia nu are atribuții în a desecretiza protocoale, nu are niciun fel de atribuții legate de hotărârile CSAT-ului. Noi putem doar să ne exprimăm o opinie, am exprimat-o și o vom exprima și în cursul zilei de astăzi la bilanțul Serviciului Român de Informații. Adică să ne înțelegem, din punctul nostru de vedere, atâta cât ați văzut până în momentul de față, credeți că secretizarea în sine n-a fost nici neapărat necesară și nici Cred că sunt anumite lucruri binevenite? care nu pot fi date publicității. De exemplu, mijloacele folosite de aceste instituții pentru a Da. ajunge la un rezultat. Metodele de lucru. Da, lucrurile astea erau necesare să fie prevăzute într-un protocol, adică la ce și-ar fi expus până la urmă un serviciu de informații, nu contează că vorbim de SRI sau de oricare altul, metodele de lucru, de culegerea informațiilor într-o relație cu un partener terț, că-i DNA-ul, că-i oricine altcineva, nu?
De ce trebuie să fie trecute lucrurile astea într-un protocol? Am spus ceva mai devreme Da. că, în principiu, protocolul ar trebui doar să prevadă O colaborare da, între modalitățile, părți. să spunem, foarte concrete, foarte Da. practice, în care se lucrează între Exact. instituții ca să ajungem la rezultatul dorit. Da. Dau exemplu parchetului, nu neapărat DNA-ul, tuturor parchetelor. Sunt informații care sunt comunicate parchetelor. Există obligația legală a Serviciului Român de Informații Da. să sesizeze parchetul atunci când, din culegerea de date de informații, rezultă că o persoană sau alta săvârșește anumite infracțiuni. Din cunoștințele dumneavoastră, mai există și alte structuri cu atribuții informative operative care să aibă protocoale încheiate cu structuri ale statului? SIE, DGIP, DGA? Nu știu aceste chestiuni pentru că exced competențelor comisiei. Am înțeles. Ok, și atunci o ultimă întrebare legată de Serviciul Român de Informații, după care să ne mutăm un pic și în zona politică. Asta e, politica e cea care ne face de multe ori agenda. Dar revenind la SRI, s-a creat iarăși o discuție în contradictoriu legat de un buget, unii spun prea mare, alții spun insuficient, pe care serviciul l-a primit în ultimii ani și care a fost oarecum crescător de la an la an. Vreau să vă întreb, de ce credeți totuși că din partea serviciului a existat această necesitate de creștere de fiecare dată a acestui buget și dacă la un anumit moment, așa cum de exemplu pentru o instituție aflată la început de drum, e nevoie de niște investiții, sigur că da, dar acele investiții odată făcute își câștigă un termen de amortizare, adică nu trebuie în fiecare an și în fiecare an să faci niște injecții financiare tot mai mari pentru achiziția unor lucruri pe care deja le-ai luat. Care e explicația asta de creștere de la an la an acestui buget? Este adevărat. În ultimii ani, bugetul Serviciului Român de Informații a crescut. Anul acesta avem un buget mai mic decât da, anul e o premieră. Trecut, cu aproape 10%, 9,4% cred că e mai mic da. Decât anul trecut. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem seama. Pe de o parte, Serviciul Român de Informații a dobândit competențe noi, are atribuții noi. Spre exemplu, pe componenta de apărare pe cyber defense. Da. La un moment dat, de exemplu, Serviciul Român de Informații a primit prin hotărâre ale CSAT-ului hotărâri pe atribuții pe zona de combatere a corupției. Toate astea necesită mijloace adecvate pentru realizarea atribuțiilor. În al doilea rând, o componentă importantă în buget o reprezintă pensiile pentru cei care au lucrat în serviciu și pentru o parte importantă a celor care au lucrat în serviciu de informații externe. Da. În al treilea rând, din acest buget sunt asigurate resursele necesare pentru unitățile medicale din sistem, ca să dăm un exemplu, sau pentru Academia de Informații. Și ultima chestiune, sunt necesare anumite cofinanțări pentru proiecte finanțate din fonduri europene pe care Serviciul Român de Informații le derulează. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru între nevoia de a asigura mijloacele necesare ca serviciul să-și îndeplinească atribuțiile și, doi, resursele pe care le are această țară, pentru că este nevoie de bani și în alte, și în alte domenii. Eu cred că anul acesta am găsit un raport corect între cele două componente. Vom face analiză în luna iulie cu ocazia rectificării bugetare, vedem în ce măsură sunt acoperite toate nevoile serviciului și vom vedea dacă este nevoie sau nu să venim cu un aport feedback-ul suplimentar. Din partea serviciului pe care l-ați primit, cum a fost? S-au mulțumit totuși cu această idee de a se scădea bugetul? Am discutat foarte concret da. Nevoile serviciului și cred că am ajuns la o înțelegere. Deci probabil că alții s-au grăbit să plângă această scădere de buget mai mult decât cei
vizați efectiv de tăiere. Și eu cred că mulți s-au grăbit, pentru că Serviciul Român de Informații are resurse suficiente ca să-și îndeplinească atribuțiile. Să ne mutăm foarte rapid și pe zona politică. Aș vrea să vă întorc un pic de tot în timp și să ne amintim de niște declarații ale liderilor importanți din partidul din care și dumneavoastră face parte, care vorbeau despre, la un moment electoral, era la puțin timp înainte de alegerile parlamentare, vorbeau despre un fenomen care s-ar întâmpla PSD-ului și anume spuneau liderii respectivi, inclusiv Liviu Dragnea, că ar fi un partid vânat. Un partid în care vânat de așa zisul binom, așa zisul stat de drept. Mai simte astăzi PSD-ul această presiune a binomului sau a cuiva? Cred că ați observat de-a lungul timpului că mulți dintre liderii locali sau naționali ai Partidului Social Democrat au făcut obiectul corect a diverse acțiuni, să spunem, judiciare. Nu toate cred că au avut un rezultat din perspectiva atribuțiilor acestor instituții. Noi considerăm că legea trebuie să fie egală pentru toți. Și avem un exemplu acum, nu, ieri a fost, de exemplu, dată o soluție în cazul Udrea. Dacă ne uităm un pic în timp, lucrurile astea s-au întâmplat în 2009, în 2010, ceea ce ne arată că, cel puțin o vreme, anumite instituții ale statului nu și-au exercitat atribuțiile cu privire la ceea ce se întâmpla la Ministerul Dezvoltării Regionale sub conducerea doamnei Udrea. Și de aici putem trage fiecare niște concluzii. Da, interesantă abordare. Spuneți-mi, credeți că odată cu, să spunem, pasul înapoi făcut de fostul director al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, s-au liniștit apele, să spunem așa, la nivelul Serviciului Român de Informații, după, și asta o spun în contextul în care după retragerea sa a existat o emulație, ca să nu numesc o luptă internă, pentru ocuparea acestui post rămas vacant de prim adjunct. Aici sunt două chestiuni. Cum se vede din afară, da, și sunt destui din afară care au interes de a crea. Dumneavoastră sunteți oarecum din afară, dar mai informat decât noi, da, profanii din, nu, afară. Nu vorbim de Comisia de Control, da, Parlamentar. Din afară, da, foștii, de exemplu, lucrători în serviciu. Servicii adverse care ar putea să genereze discuții în jurul Serviciului Român de Informații. Exact. Eu cred că Serviciul Român de Informații, la 27 de ani de existența, are capacitatea de a-și regla foarte bine lucrurile interne și nu cred că a fost niciun moment în care, știu eu, capabilitatea serviciului de a-și îndeplini atribuțiile să fi fost scăzută doar pentru că s-a schimbat o conducere. Deci are resurse suficiente. Soluția pe care a adoptat-o directorul serviciului legat de prim adjunct, cred că este una bună. De ce? Pentru că prim adjunctul desemnat deja vine dintr-o zonă care nu are legătură cu ceea ce a făcut obiectul dezbaterii publice, protocoale și așa mai departe. Vine din zona de combatere a criminalității transfrontaliere, o zonă care e extraordinar de tehnică, care nu are nicio legătură, știu, cu abordările, să spunem, politice. Și cred că v-aș completa, politice. Nici persoana în sine nu are o legătură atât de apropiată sau creșterea sa ierarhic, nu are o incidență atât de mare cu personajul care a plecat să facă și asta acest poate loc, este un element, dar eu cred că faptul că e venit dintr-o direcție, dintr-o zonă de activitate a serviciului, care nu are legătură cu ceea ce face obiectul dezbaterilor publice, este foarte important. Și eu cred că Serviciul Român de Informații trebuie să fie prezent acolo unde spune legea că trebuie să fie prezent. Nu trebuie să fie omniprezent. Da. Da? Și cred că trebuie să iasă din zona aceasta de dezbatere publică și să-și vadă într-un mod mai discret de atribuții. Domnule senator, ca parlamentar vă întreb,
Pachetul, să-i spunem așa, pachetul de legi privind modificările în zona Ne-am întors. justiției. Da. Ne-am întors iar la serie În zona justiției. justiției, da. Cât de repede ar trebui să intre totuși în vigoare? Adică, în ce măsură credeți într-o necesitate, într-o urgență atât de mare cum a fost scoasă la înaintare în momentul adoptării deja celebrei Ordonanțe 13? Și vreau să mai spuneți părerea noastră despre necesitatea ca acest pachet să aibă totuși o lege sau o completare de care văd că nu se vorbește, sau nu se vorbește atât de intens. Mă refer la legea răspunderii magistraților. Vorbim de abuzul în serviciu, de modificarea codului penal, dar răspunderea asta a magistraților nu o simt băgată în același pachet și atât de urgentă ca cele, din punctul de vedere al partidului pe care îl reprezentați. Eu cred că câteva lucruri trebuie rezolvate urgent în justiție. În primul rând, să punem de acord legislația cu deciziile Curții Constituționale este obligatoriu. Nu doar pe tema abuzului în serviciu. Sunt mai multe decizii ale Curții Constituționale care nu au Corect. fost preluate ca atare în legislație și lucrul acesta trebuie rezolvat. În al doilea rând, problema condițiilor din penitenciare și riscul aplicării unor sancțiuni României este reală. Și atunci trebuie să venim cu un răspuns. Și răspunsul nu poate fi niciunul simplu și nici dus pe o anumită direcție. Grațierea, de exemplu, este una din soluții. Dar în același timp trebuie să avem și soluții, alte tipuri de soluții Grațierea alternative. rezolvă problema unui număr de 2000-2500 2000-2500 de oameni. de oameni. Da. Nu rezolvă, cred că, problema pe ansamblu. Sigur. Și în al treilea rând, răspunderea magistraților trebuie să fie mai bine conturată în legislație. Avem acum un text, două, unii spun că e suficient, nu e suficient. Și acolo, cred că prin două, trei texte bine făcute, lucrurile pot fi reglate Am foarte auzit bine. și eu teza asta că avem în legislația actuală această parte a răspunderii magistraților, dar eu nu o simt. Și vă spun sincer, Pentru că, de pentru exemplu, cazuri, am să vă dau vă exemplu. rog. Spune acolo în lege că Ministerul de Finanțe poate să se îndrepte împotriva magistratului în condițiile în care statul român a fost obligat să plătească Da. despăgubiri. Eu cred că trebuie să se adreseze, să promoveze o asemenea acțiune Ministerul de Finanțe în orice situație în care răspunderea statului a fost atrasă. Ca să. Apoi, se pune problema de când curge prescripția, că aici e discuția, Da. de la data când a fost condamnată România să plătească despăgubiri, trebuie să curgă termenul de prescripție și Ministerul de Finanțe să fie obligat să introducă o asemenea Bun, da. De ce trebuie acțiune. să mergem numai pe ideea după ce Curtea Europeană ne-a condamnat? Sunt cazuri vizibile, și aici o să vă dau exemplu și de la stânga și de la dreapta, să nu zică cineva că vă ridic mingi la fileu sau invers. Pe cazuri celebre de tipul Marian Oprișan sau Gheorghe Falcă, oameni care s-au luptat cu sistemul ani de zile și au fost declarați nevinovați. Lor li s-a pus o ștampilă de corupți ani de zile. Ei acum ar trebui să meargă la CEDOS să-și ceară drepturile pentru ca cineva Nu, să se putea sesizeze, să introduce. spună: domnule, de ce procurorii respectivi au rămas închistați în poveste asta? Pot introduce o acțiune în Sigur care să că ceară ei pot. daune în, Dar până se la sesizează ei instanțele sau până naționale. fac acest demers, șefii ierarhici ai acelor procurori n-ar trebui să ia act. Domne, 8 ani de zile ai mers cu un dosar care s-a dovedit un Sigur, mai chix. avem și situații care sunt acum publice, nu? Celebrul caz Portocală Aia nu mai de zic, la da. Prahova. Deci, eu cred că aici, pe de o parte, trebuie să îmbunătățim legislația, pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie mai atent la aceste lucruri și inspecția judiciară și să sancționeze fără ezitare toate derapajele de la normele legale de conduită ale unui magistrat. Sincer, ultima întrebare. Sincer, dumneavoastră credeți că prin modificările de care vorbim în momentul de față la pachetul acesta de legi al justiției, să-l denumim așa, se va rezolva integral problema abuzurilor sau așa ziselor presupuselor abuzuri ale procurorilor în societatea românească? Eu cred că un cadru normativ mai bun va asigura și mai multă
sau va asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și va preveni abuzurile. Nu știu dacă le vom elimina vreodată pe toate, pentru că societatea omenească n-a reușit niciodată să facă, știu, un moment de zero pe niciun subiect. Domnule senator, vă mulțumesc pentru prezența noastră alături de noi. Este o zi importantă, aveți și bilanțul Serviciului Român de Informații. Vă doresc succes și vă mai aștept cu